Nu cred în șabloane, nu cred nici în copii regi, da? Cărora li se permite să facă totul și doar după capul lor, dar nu cred nici după niște a educa un copil după reguli stricte și eu știu, pentru că am spus eu. Trebuie să păstrăm un oarecare echilibru. Avem nevoie cu siguranță de reguli, de norme, da? Pentru că trăim într-o societate unde trebuie să ne adaptăm, trebuie să ținem cont și de ceilalți, dar fără să uităm de noi, da? Și atunci chiar cred că e nevoie de un oarecare echilibru, da? E nevoie de ca părintele să fie ferm, este nevoie să aibă anumite reguli, dar să-i dea voie și adolescentului sau copilului să se formeze fără a-i îngrădi. E ca și cum ai planta un copac. Da? Un copac se dezvoltă armonios dacă îl îngrijești. Nu să începi să-l cioplești după cum vrei tu, pentru că deja pot apărea tot felul de probleme.